popor, această sărbătoare creștin-ortodoxă este privită și ca începutul toamnei. Schimbarea la față mai este numită și obrăjenie, denumire ce vine din slavonă și înseamnă transformare. Biserica a rânduit că în această zi să se facă dezlegare la pește pentru bucuria praznicului ce are loc în timpul postului Sfintei Mării. Este o sărbătoare a schimbării la față, un moment în care omul, prin dragostea lui Dumnezeu, vede pe Fiul lui Dumnezeu în slava Lui, pe muntele Tabor, având la dreapta și la stânga pe Moise și pe Sfântul Ilie, Mântuitorul Hristos fiind însoțit de trei dintre cei mai apropiați ucenici ai Săi. Pentru că este o zi a schimbării la față, trebuie să spunem că nu este o schimbare la față așa cum omenește am putea noi înțelege, nu este o schimbare la înfățișare, la chip, nu este schimbarea unei măști cu o altă mască, așa cum mai practicăm noi în zilele de zi cu zi, este doar arătarea slavei lui Dumnezeu și confirmarea cu această ocazie a dumnezeirii Fiului. La Medjidie oamenii au venit la biserică dis de dimineață. S-au rugat și au aprins lumânări cu credință și speranță. Însă ce cunosc ei despre această sărbătoare? Domnul nostru Iisus Hristos, când era pe pământ, era cu ucenicii Lui și a întrebat: cine zici oamenii că sunt eu? Și ei, unul zicea: păi ești un sfânt, ești Moise, că ești... Da, dar voi... Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu a ales trei din ucenicii Săi și a schimbat fața. Sărbătoare foarte mare pentru creștinii în ziua de azi și pentru noi toți. Pentru ce v-ați rugat astăzi? Pentru sănătate, pentru mântuire, să ne dea Dumnezeu o viață mai bună, să trăim mai bine. În satele românești încă mai este păstrat viu spiritul acestei zile, de care sunt legate o serie întreagă de obiceiuri, tradiții și superstiții. Se spune că cei care nu țin această sărbătoare vor fi uscați și gălbejiți ca florile care de acum încep să se veștejească. În această zi nu este bine să te cerți cu nimeni și nici să fii certat de către cineva, pentru că se spune că așa vei fi tot anul.